Voilà, alors ici on est au 91 boulevard Plombières. Et voilà, ben, c'est une réquisition citoyenne qui a été faite par plusieurs assos, dont Emmaüs Saint-Marcel, Rencontre Zigane et d'autres. Je ne pourrais pas citer le nom, je ne les ai pas en tête. Mais voilà, on est ici depuis le 12 novembre 2012. Quand on a ouvert le lieu ici, il y avait 80 personnes. Après, on s'est vite retrouvé à 140 personnes. Aujourd'hui, ben, ça varie entre 180 et 200. Il y a une quarantaine de gamins. Après, il y a beaucoup de militants qui viennent ici filer un coup de main pour les divers ateliers de la construction de toilettes sèches, les journées de nettoyage. Ils viennent filer un coup de main pour inscrire les enfants à l'école, leur permettre d'avoir la gratuité de la cantine, leur faire les AME, les aides médicales d'État. Bună ziua, sunt Adrian, vin din România. Și mă apel Adrian și vin de România. Din Alba Iulia, locuiesc acum în Marsilia. Din România, se apel Alba Iulia, deci abita Marseille, mantenant din jur. Înainte, adică, cum se spune, am stat în altă parte de 3 ani și ceva. Depuis 3 ans qu'ils sont là. Am stat pe o plață, în altă parte. Dans un autre endroit, dans un autre place. În bărăci. Dans des baracs. Și altă dată am stat sub poduri. Et parfois même en dessus des ponts. În corturi. Dans des tentes. Pe betoane am dormit, la gară, la gară Sajar am dormit pe betoane un an. Pendant une année. Și acum ne-a ajutat Dumnezeu, de ne-a dat un pic de locuință mai stabilă. Et maintenant, grâce à Dieu, on a eu une habitation plus sédentaire. Păi, da, e cam rău, e cam rău, că nu-s condiții, ne trezim, trebuie să încărcăm butelia, n-avem bani, trebuie să facem baie la copilă, e frig în casă, n-avem condiții, n-are loc să se joace, nu-i loc înăuntru, nu-i spațiu. Afară nu putem să o lăsăm, că se bate. Foarte, foarte rău, îi trebuie o cameră pentru ea să aibă. Se pociu pe le travai, pe le curel, le comen. Și la mine, băi, curentul, că la mine drepturi, să... Și multe? E, măi, pe ceva lumea nu știu. Ah, du coup, les gens ils arrivent ici et après ils travaillent là? Ouais. Comment se récupérer ferraille les coubelles? Ici c'est la place, ici c'est le garage. Ici c'est moi le garage. Moi je travaille ici. C'est aujourd'hui tout des ferrailles parties. Aujourd'hui tu es allé à la ferraille? T'es allé... C'est tout. C'est ménage. Après. Avec tes voisins ici, là Oui, au petit pot, c'est beaucoup de travail, après... Ça fait du bruit. Oui. Des voisins, c'est pas bon. Cu viața noastră, aici, nu este prea ușor, nu e prea bine, și nu e chiar ok. Deci, e complicată treaba. Și vecinii nu ne acordă aici, că... Mai fac copii gălăgie, mai lucrăm la fer, mai batem afară, să duc sufletul, poate că alții dorm, poate că nu, le deranjăm pe vecini, decât cu asta. Cum are toată lumea un post de lucru ca să pot să întrețin și eu familia,
ca să fie mai bine pentru copiii mei, pentru toată lumea, și suntem 150 de persoane de rom care n-au de muncă, n-au nimic, săraci și umblă pe la cubele cu ce pot să aducă, să câștigă, să vinde, să fac ce pot ca să întrețin copiii, ca să trăiesc și ei săraci. Ça c'est quoi, Julien? Deux ans. Parce que elle est chez Saint-Pierre, je peux le voir. Ah, je peux. Comment t'as dit? J'ai la Salvatore. Tu l'as trouvé où? Je te l'ai dit. Jésus. Yes. Ça c'est le Dieu. Jésus. Maria, le qui maman. Oh. Ça vient d'où ça? Voilà, c'est. Tu l'as trouvé où? De où elle est, Loa? De où elle? Poubelle. Poubelle? Oui. D'accord. Ça, c'est avec tout de là. C'est tout des poubelles ici. Voilà. Ça, c'est des poubelles. Ça, c'est des poubelles. Ça, c'est des poubelles. C'est tout de ici, tout des poubelles. Eu sunt născut în România, în Brașov. Și acolo mi-am petrecut copilăria. Mi-aduc aminte în copilărie, în 89, când a fost revoluția la noi în țară. Vreau să spun că n-am fost educați. În țara noastră n-am avut posibilități de școală, n-am avut hrană, am fost fugăriți prin păduri. Ici c'est Sam, pour les enfants. Ici habite les enfants. Maria, Larisa, deci copiii sunt la școală de 5 luni și au învățat foarte bine limba franceză. Știu să vorbesc limba franceză, știu deja să scrie frumos, care eu, în timpurile aia care sunt copiii mei acum la vârsta lor, nu știam ce aia școală. Et ça, c'est les enfants? Oui, ça, c'est les enfants. Ça c'est où ça? Ça c'est la Capellette. C'est place de la Capellette. Ici la Capellette. Ça c'est voiture, c'est la Fourrière déjà. C'est à la Fourrière? Oui. M'a trezit la 6 dimineață. Prima dată care am, prima chestie care am făcut, am pus apă să mă spăl cu obraz. După aia m-am dus în bucătărie, am pus apă de încălzit, am făcut ceai, am pregătit ceva de mâncare la copii și mi-am pregătit și eu un cafe să beau. După aia se apropie ora de școală, la școală este ora 8:20, bine, în timpul ăsta este vacanță pe 15 zile, dar în timpul cursul școlii, copiii la 8:20 pui copila la grădiniță. După ce duc copiii la școală, mă îmbrac, fac un pic de curat în casă și mă duc după fier, până la ora 12. Pui copilul în căruț și mă duc la cubele. Deschid cubela, caut în cubele. Găsesc, dacă găsesc păpuci, haine, încărcătoare de telefoane sau fier. Important ce găsesc, caut ce găsesc, găsesc, le scot afară din cubelă, le pui în căruț, după aia închid cubela și mă duc mai departe. După ora 12 vin acasă, fac de mâncare la copii. După ce termin mâncarea, aștept ora 4:30, mă duc după copii, le dau de mâncare. După 4:30, după ce mâncă copii, le las copiii acasă, pe afară, să joacă, bine, nu singur, îs cu socra, cu neamuri. După ora 4:30, la ora 5, sunt plecată până la ora 8 seara. La ora 8 seara mă întorc înapoi, le fac copiilor ce mai este prin casă, le pui la culcare și mă duc iar până la ora 12 seara, după fier. Și așa trece ziua, mai cu greu. Un
telecom. Salut!